Da, nici nu știu de unde să o iau. În afară de ce spune Joe Biden acum, care, hai să zicem, între noi... N-a spus nimic. N-a spus nimic, decât că dacă Rusia va merge mai departe, sancțiunile din 2014 vor fi nimic pe lângă ceea ce se va întâmpla acum. Voi începe să impun sancțiuni ca răspuns cu mult dincolo de pașii pe care noi și aliații și partenerii noștri le-am implementat în 2014. Și dacă Rusia merge mai departe cu această invazie, suntem pregătiți să mergem mai departe ca și în cazul sancțiunilor. Ok. Dar ce fac? Nu mai zboară de la Baikonur în, să facă schimbul pe orbite? Nu știm ce vom face, ce vor face, dar... Păi, numai de acolo zboară de câțiva ani. Trimiteți-mi și mie pasajul ăla lui Macron, că e foarte interesant. Roberta, te rog frumos. Că vreau să citești ce a zis Macron după ce a stat el la masa aia lungă și a mâncat ciorba aia din 5 feluri de pește cu domnul Putin. Acum pare surprins de ceea ce se întâmplă. Asistăm nu numai la o situație militară periculoasă, inclusiv pentru România, pentru că pe undeva Rusia, dacă ar vrea, ar putea repeta scenariul și în Republica Moldova. Asistăm la o multiplă criză economică, o criză economică de proporții, cel puțin în Europa, care depinde aproape 50% de energia care vine din Rusia, va fi nenorocire. Va fi nenorocire pentru cetățenii europeni, iar pentru România, din cauza faptului că depinde de anumiți decidenți europeni, situația pentru populația României poate fi nu dezastroasă. Nici nu știu cum să o numesc. Există vreun termen pentru ceea ce ar putea urma? Domnul Șerbănescu. Sinucigașă. Nu, sinucigașă. Suntem... Imposibilă? Cum să spun? Cârpa de șters pe jos a Uniunii Europene. Că cu cât o va duce mai rău Uniunea Europeană, cu atât mai rău o va duce noi, pentru că ei nu vor avea pe cine să mai exploateze decât pe noi. Acum trăiesc mai bine pe seama multor altora. Da. Dacă acei alți dispar, nu mai rămânem decât noi. Asta este logic. Adică s-ar putea ca cele resurse despre care am vorbit înainte, alea de la Pungești, alea de la Caragele, alea de Marea Neagră, tot felul de... Mai avem gaze de șist și în alte locuri. Da, da. Și poate unitățile astea care au fost închise să fie, toate să fie redeschise, preluate. Dar preluate de niște companii. Preluate pe fonduri, din fonduri de investiții. Din fonduri de investiții. Nu se discută lucrul ăsta. Da? Astea sunt de companii și fonduri de investiții externe. Deci ar trebui scoase pe bursă pentru că sunt de siguranță națională. Nu poți să scoți hidroelectrica, nuclear electrica. Astea sunt de siguranță națională. Când vorbești de energie, când vorbești de hrană, sunt lucruri de siguranță națională și trebuie să reții acolo monopol de stat. Dar... Păi nu, dacă urmează o asemenea criză, ca cea pe care anticipează domnul Șerbănescu, ăștia, într-adevăr, se vor orienta spre orice zonă din care pot scoate profit. Va conta foarte mult cine resurse. Sunt ăștia. Cine sunt? Că asta cu Green Deal-ul nu știu cât de funcțională mai este. Cine sunt ăia și cine o să mai fie la noi? Nu știu, domnul Ionescu, dar vă spun ceva. Deocamdată, adică trebuie să recunoaștem că este o înfruntare, chiar dacă la suprafață apare altceva, o armonie, o înfruntare între America și Uniunea Europeană. Uniunea Europeană este foarte prost din acest episod. Uitați-vă la Macron, care a vrut să a făcut tot ce a fost posibil să se dea mare, că este marele negociator și cei doi nu s-au uitat la domnia sa. Și atunci rămâne acum în aer, pur și simplu. Mai tare a lucrat nou cancelar german, dar care fiind la început și după o eră Merkel de atâtea decenii, înțelegi, a mâncat și el papara, pentru că acum a fost pus să spună ceea ce nu vrea să audă Putin, anume că acel Nord Stream 2 va fi, nu va căpăta aviz de operaționalitate. Da. Da, da, da. Bun. Și atunci, ce se va întâmpla în chestiunea asta? Putin a avut grijă să spună că el nu va tăia gazele, dar dacă îl vor deranja sancțiunile, le va tăia. Dar deocamdată nu-l deranjează sancțiunile, pentru că în ciuda
Tobei care s-a bătut, eu nu văd sancțiunile. Nu sunt sancțiunile deocamdată. Deci, adică nu pare chestiunea, atât de îngrozitoare. Chestiunea se deschide pentru un nou episod. Nu știu care va fi acela, dar deocamdată un episod. Eu, părerea mea este că Rusia a urmărit cu totul altceva. Adică n-a urmărit Ucraina, Doamne păzește, nu... Ucraina era deja rezolvată, împărțită din punctul de vedere al Rusiei. Rusia ce a vrut să ia din Ucraina, a luat. Ea luase. Nu era nevoie, iar republicile astea nou recunoscute, ele erau ale Rusiei oricum. Înțelegeți, acest lucru este foarte clar. Deci, Rusia a desfășurat forțele alea armate pentru un alt scop, nu ăsta. Nu cred eu că scopul era Ucraina. Dar nu vroia, nu dorea Macron, nu își dorea el armată europeană, eliberarea de sub tutela Americii. Și atunci, care era povestea? Deci, ce urmărește, într-un fel, a spus destul de clar Putin ce urmărește. Urmărește ca NATO să nu mai înainteze, ba mai mult, să se întoarcă la situația pe care a deschis-o foarte clar dinainte de 97 și care era a precizat-o, anume retragerea facilităților NATO din România și Bulgaria. Dar nu și din Polonia, foarte, să fie foarte clar. Foarte grav ce se întâmplă, e adevărat, este foarte, foarte important. Și să ne uităm, sau să nu ne facem că nu vedem, că există un punct de suprapunere între această cerință a lui Putin și vetoul german față de apartenența României și Bulgariei la spațiul Schengen. Deci în momentul când a fost problema ca România și Bulgaria, băgate în NATO, băgate în Uniunea Europeană, să intre frățește efectiv în Uniunea Europeană, a venit Germania și a spus nu, veto. De-aia nu este România membra a spațiului fost, Schengen. Olanda a fost, dar noi că vreau portul Constanța. Înțelegeți? Și momentul ăsta, Olanda, da, în momentul ăsta, această suprapunere nu îți poate da decât de gândit. Asta înseamnă că într-un nou episod, care nu va mai fi neapărat despre Ucraina, se poate orice. În orice caz, la întâlnirea ministrilor Blinken cu Lavrov de săptămâna viitoare, Rusia se duce cu nas în mânecă. Declararea celor două republici și, mai mult decât atât, va merge și cu filmările în care populația celor două republici și-au dat cu focuri de artificii, s-au bucurat că merg alături de Rusia. Până la urmă, aici e o problemă. Ce spune domnul Șerbănescu mi se pare foarte grav pe acest scenariu. Pentru că urmează noi probleme economice. Din acest joc nu avem cum să câștigăm. Noi, cetățenii obișnuiți ai României sau românii obișnuiți nu vor avea de câștigat nimic. În condiții în care resursele noastre sunt gestionate de factori externi, tot ce mai puteam exploata s-a închis. Nu suntem capabili să exploatăm ce avem, va fi nenorocire. Eu o spun, nefiind analist de câțiva ani, domnul Șerbănescu a zis-o pe șleau că nu mai există statul român de câțiva ani. Sunt mulți care au mai spus, mai sunt câțiva care au spus asta. Și nimeni n-a făcut nimic. Au trecut ani de zile, am ajuns în plină criză. Au lucrat în logica pe care a desenat-o domnul Șerbănescu. Au mers în continuare în aceeași rațiune. Octombrie, noiembrie, decembrie, ianuarie, februarie, pe bursele de energie spot, bursele de energie care suntem conectați, Polonia are prețul la jumătate. În Polonia sunt 5.000 de militari americani. Deci, la noi nu sunt, e adevărat. În primul rând, Polonia s-a opus oficializat și oficial și oficializat proiectelor de energie verde ale Uniunii Europene. Da, oamenii au spus nu. Nu închidem minele de cărbuni. Și nu le-au închis. Și nu le-au închis. Iată ce au închis noi. Bun.
birocrația românească sau nu birocrație, că e mult spus birocrație. Asta nu e birocrație. Asta sunt grupuri de interese. Asta e hoție. Grupurile de interese românești au îngropat una dintre puținele investiții de anvergură într-o capacitate nouă de producție a energiei electrice de 430 de MW la Iernut din Mureș. Romgaz, deținut de statul român, nu reușește să finalizeze acest proiect, care era finalizat în proporție de 90%. 97% deci, chiar. Iernutul, dați așa că vă spun imediat. Era fixat anul de finalizare ăsta, primul an de începere a investiției în 2016. Bani, nu le-au dat bani să fie finalizat, domne. Că pe cine era se tot... Că e al Romgazului. Păi nu e al Romgazului. Constructor de, deci era Centrala Hidroconstrucție. Centrala Hidroelectrică de la Tarnița, mai puțin județul Cluj, de care s-au interesat inițial investitorii chinezi, iar anul trecut companii din Coreea de Sud. Capacitatea de 1000 de MW ar asigura o echilibrare a sistemului energetic național. Proiectul bate pasul pe loc. Hidroelectrica mai are o serie de proiecte pe râul Jiu de dimensiuni mai mici, dar care sunt blocate din cauza unor probleme de mediu apărute în legislație cu mult după demararea lor. Auziți, domnul, îmi permiteți puțin. Tarnița este o lucrare de artă, pentru că este tipul de hidrocentrală cu două lacuri de acumulare. Înțelegeți? Se pot... poate să meargă tot timpul prin vărsarea potențialului energetic dintr-o parte într-alta. Da. Dar vreau să vă... Știți de ce sunt blocate? Păi niște gândaci care i-a inventat Uniunea Europeană că... Care trebuie protejați. Care trebuie protejați. Da. Tarnița, este incredibil. Vă spun imediat. Centrala de la Iernut, care ia locul gazului, acolo au fost niște prostii, decizii de director, toți trebuie chemați și cercetați. De ce 400 de megawatt nu sunt puși, ei trebuie puși de mult, nu anul ăsta. Trebuie puși de mult, se lucrează de 6 ani de zile. Nu e posibil să lucrezi la 400 de megawatt 6 ani de zile, este o imbecilitate să spui mie așa ceva. Decizia directorului de acolo, ei ar trebui să răspundă toți. 600 de megawatt, care lui are energia române, sistemul românesc și pe gaze, ei având gaze. Doi, Tarnița. Tarnița este centrală proiectată de Ceaușescu în pompă. Ce înseamnă în pompă? Curge apa, produce energie electrică pe hidro, face reglajul sistemului național pe cele trei paliere foarte bine, foarte rapid și destul de ieftin. Ea este o centrală, practic, cu pierdere de la început. Centrala aia pierde 10-12%, ca așa este proiectată. Dar de ce? Echilibrarea sistemului energetic costă mult mai mult făcându-l cu complexul energetic Oltenia, cu centralele pe gaze. Enorm de mult. Diferența este enorm de mare. De aceea Ceaușescu a proiectat acea centrală, nu se va face niciodată. Ce ați mai spus de... Bine, începem. Avem doar două reactoare de la Cernavodă care sunt funcționale, mai sunt două care sunt tot anunțate. Nu le va face niciodată nici pe alea. Și care ne-ar ajuta enorm. Acolo cele două fiecare reactor ne-ar aduce 10%. Dați 700 cu 700. Nu, tot candul trebuie făcut, pentru că tehnologia a fost vândută de la canadieni la francezi, e mai complicat. Stați să vă spun și cele două centrale scurt de la Gorj. Ăla de care vorbiți dumneavoastră cu mediu, că nu le lasă, nu este adevărat. Centrala a avut investiția a avut autorizație de construire până în 2018. Nu s-a finanțat, nu s-a terminat cele două termocentrale în interiorii autorizației de construire, că nu se puteau construi până acum fără autorizație. Nu s-au terminat, au pierdut autorizația și când a venit să reînnoiască autorizația, s-au lovit de mediu. Acum e un alt subiect că se lovește de mediu. Dar de ce n-au terminat în interiorul autorizației? Una e 95%, una este 50% terminată. Deci aia de 90%, fiecare are 60 de megawatt, am fi un 60 de megawatt bandă. Deci vina 120 de megawatt, am în două, dar nu sunt bandă, că nu ai apă tot timpul să mergi. Uite, asta vreau să spun. Dar an de începere investiții 2004. Da, eu ce v-am spus, au avut autorizație de construire. Au venit niște imbecili care au zis că hidroelectrica trebuie să o băgăm în insolvență. Am băgat-o. Bineînțeles că cel care s-a ocupat de scoaterea din insolvență, scos hidroelectrica din insolvență, cel mai bogat capacitate energetică, a fost o prostie. Dar ca să aibă venit urmar să-și ia șpăci că au scos din insolvență, au oprit investițiile. Unde au oprit investițiile? Exact pe sistemul hidro. Asta ca să aveți repede o radiografie, ca să vedeți că noi ne-am făcut singuri. Deci oprind investițiile, ce ai făcut? Ai băgat inclusiv hidroconstrucția în insolvență. Hidrotehnicienii, să știți că sunt rari. Nu sunt pe toate drumurile. Hidroconstrucția era o unitate etalonă a României de construire. A construit porții de fier, barajul, bicazul,
porții de fier, doi specialiști. Ăștia i-ai scos, i-ai trimis acasă. Trustul de construcții hidroenergetice, da, da, TCH. i-ai trimis acasă, nu le-ai dat de lucru, exact ca și companiile de foraj, nu o să-i mai găsești. Deci, ei lucrau acolo la mine la Târgu Jiu pe cele două, chiar au avansat foarte repede. V-am zis, s-a intrat hidro în insolvență, bineînțeles că cel care s-a ocupat de insolvență a vrut venituri foarte mari ca să-și ia primă. Și a oprit investițiile. Povești românești, tipic românești, de succes, da, pentru tipic. Unii care vor... nu răspunde nimeni. Da. Domnul, nu, știți scandalul ăsta de la Credit Suisse acum? Poate găsim și banii pe care îi anticipau niște analiști economici. Ieri aveam o ediție cu domnul Harman, care pe baza unor analize, să zicem, din sistem, estima că, mă rog, după 90, cam 200 de miliarde de euro au părăsit România... astăzi ar fi echivalentul a 600 de miliarde de euro, 200 de miliarde la nivelul anului 89 de dolari. Ar fi ieșit din România pe căi de altă natură decât cele normale, frauduloase, prin diverse bănci, offshore-uri și așa mai departe. Credit Suisse acum e un scandal la zi în care aflăm cum dictatori, fii de dictatori, personaje oneroase, chiar și cardinali, și-au băgat banii în această bancă. A fost o scurgere de informații, evident, și un mega scandal european. N-am văzut nume de politicieni români sau de așa, dar poate la un moment dat o să aflăm și unde s-au dus banii ăștia din România. Bani care se duc în continuare și ies din țară, bani care ar fi trebuit să fie în statul Maestre, român. Vreau să spun așa, dacă îmi dai voie, două fraze. Da. Nu una singură, două. Există teza asta, România furată de români. Nu? Românii care fură la ea tot timpul, da, de ani de zile. Și eu am o singură întrebare în legătură cu această teză. Cum se face că România furată de români e toată la străini? Da. Da. Cele mai multe firme din România sunt cu capital străin. 51% acolo sau cât. Păi tot ce a fost capitala Mănânesc Dezvoltare, le-am făcut dosare la DNA. Deci dacă ar fi furată de români, ar fi niște bani aici. Oricât ar fura un român, tot lasă măcar ceva și pe aici. Dar dacă o fură un străin, nu mai lasă nimic, totul e pe apa sâmbetei. Asta trebuie să fie foarte clar. Dar n-am avut-o pe doamna Căveși, care a vegheat la, nu, la evaziunea fiscală și la Dar nu e vorba de doamna Căveși. Mă gândeam și eu. Este vorba de faptul că justiția... Dați-mi voie. E vorba de faptul că justiția română n-are voie să se atingă de vreun străin. Vă explicam de ce nu are voie. Și vă spuneam de acele mandate de interceptare și mergem și la SIPA. Să vedeți cum sunt șantajați judecătorii când e vorba de acele dosare. Am înțeles. Dar asta pornește de siguranță națională asta și de sistem. Pornește de la un anumit sistem care e implementat. Și îmi pare foarte rău să spun, acest sistem este de mult, de veacuri, se numea pe vremea Imperiului Otoman capitulații. Justiția română din țările, cele două țări românești, n-avea voie, n-avea jurisdicție asupra străinului. Indiferent că era acela un turc sau prin extensie orice fel de străin. Domnul Șerbănescu, explicați-mi de ce aceste reguli nu funcționează în Polonia și Ungaria. De ce nu funcționează? A fost introduse, dar oamenii s-au apărat. Au avut cum mai putem să întoarcem povestea asta? Eu nu cred. Nu. De ce? Aia nu sunt împiți. Aia când au pus mâna pe ceva, nu dau. Vreau să spun că în Ungaria și Polonia există program de renaționalizare a sistemelor bancare. Și în Polonia s-a ajuns deja ca băncile cu capital polonez să aibă peste 50% din total. Noi mai avem la noi 87% capitalul străin. Noi mai avem cecul și Exim Bank. Atât. Da, alea nu valorează decât... 13%. Nu. Nici măcar. Nu 13%. De ele nu valorează decât 4,6%. Ca bănci. Ăla nu finanțează nimic, domnul Ionescu. Duceți-vă să luați un credit pentru... Eu vă întreb, mai putem face ceva?
avem aceste resurse la îndemână, încă mai putem să le exploatăm și nu o facem. Avem unități care ar putea reechilibra balanța comercială sau ne-ar putea reechilibra din punct de vedere energetic și nu le punem în funcțiune. Mai putem, dacă am avea eroi, dar noi n-avem eroi. Exact, bun. La asta mă gândeam. Oameni cu vocații de martir. Într-o singură dacă condiție... Nu eroi, dacă am avea oameni de stat. Oameni cu caracter. S-a vrut schimbarea clasei politice, s-a vrut o altă clasă politică, au venit, sunt în Parlament, o ducem mai bine? Eu pun niște întrebări. Eu pun întrebarea, o ducem mai bine? Nu. Eu spun un lucru, citesc și literatură rusă, am citit mii de cărți la viață, a mai fost una dintre problemele mele, de-aia probabil am niște deraieri, sau am puțin mai mult curaj că trăiesc mai mult prin prisma cărților pe care le-am citit. Am citit și literatură rusă, și literatură americană, și literatură italiană, și britanică, și franceză, știu o mulțime de autori, oricând pot să, vorbesc despre cărțile pe care le-am citit. Sunt pro-occidental cumva, am și origini italiene. Mă trag din italieni veniți în România pe vremea când italienii veneau în România. După războiul austriaco-habsburgico-turc, după pacea de la Pasaroviți, au venit aici în România. Și cu toate astea pot să spun un lucru. Aceste alianțe pe care le avem astăzi nu sunt în beneficiul poporului român. Nu par să fie în beneficiul poporului român. Ele sunt bune, dar noi nu le facem în beneficiu. Nu, le-am construit prost. Nu suntem pragmatici. N-am știut să facem nimic în folosul nostru. Doar pentru că unii politicieni visează la cariere internaționale sau la beneficii. Slugile se văd la distanță. Au fost aleși acești conducători ai noștri cu caracter de slugă. Și se văd la distanță. Dar e normal că atunci când apare un potențial prim-ministru, prima oară să se ducă la aceste entități străine, să fie aprobat de ele și de-abia după aceea să treacă în Parlament sau ratificări ale organismelor naționale? Au caracter infect, un caracter de slugă. Și atunci sigur că avem acest rezultat. Spunea domnul profesor, avem nevoie de eroi. Da, este singura soluție. Instituțiile statului să fie ocupate de oameni care cred în poporul dedicați. Ăsta. Dedicați. Da? Oameni care nu au nevoie de alți bani, sau chiar care nu ar avea nevoie de nimic decât să lucreze în interesul statului. Pentru că avem resurse. Avem cu ce, dar nu avem cu cine. Dumnezeu. Asta e problema. Mi-aduc aminte, acum o lună de zile, secretarul general al Ministerului Energiei, în timp ce ministrul era voiajor, dar era bine unde era, m-a ascultat, a greșit o lege, o mică lege, a greșit-o și a fost demis. Vă aduceți aminte? Acum o lună de zile, secretarul general de la Ministerul Energiei a fost demis. Un om cu care s-a greșit, nu a fost vina lui, a greșit alții, dar l-au demis, nu? Da. Pe ministrul ăsta nu-l întreabă nimeni de sănătate și a bulversat țara întreagă de 2 ani de zile. A trecut și de o moțiune. Bine, aia... Eu să știți că am votat moțiunea. Împotrivă. Ați făcut un act de curaj. Eu am votat moțiunea. L-au și sancționat, dar i-am spus dinainte. Da. Nu, dar știam că sancționat, eu am votat în cunoștință de cauză, adică știam că o să vină și aceste sancțiuni. Sunt puține gesturi de acest tip făcute de politicienii români pe parcursul mandatelor lor și pentru asta, sigur că sunt oameni care vă apreciază. Emisiunea se încheie astăzi. Cu siguranță vom mai vorbi pe această temă, de-abia începe nebunia. Ilie Șerbănescu vine cu o nouă afirmație puternică după cea de acum câțiva ani care a spus că statul român nu mai există. Criza energetică abia începe. După ce s-a întâmplat aseară, România s-ar putea salva. Dacă mai are oameni cu adevărat care țin cu țara asta în instituțiile de specialitate, ar trebui să acționeze acum. E un război sau o luptă pe care o putem câștiga. Am plinit un an. Această emisiune la Metropol habar n-aveam, deci mi s-a spus acum. Am plinit un an. Și vă mulțumesc pentru că ați început să fiți din ce în ce mai mulți alături de noi și să apreciați subiectele noastre. Vă mulțumesc pentru prezență. Sper să ne revedem, poate săptămâna viitoare în aceeași formulă și comentăm ce s-a întâmplat. Poate ne trezim de mâine că e o nebunie, o frumusețe în România, legile vor fi perfecte și ne salvăm pe ultima stradă de metri. Domnul Șerbănescu zice că nu mai avem nicio șansă. Și nici ceilalți invitați. Decât dacă apar eroi. Hai să vedem. O noapte liniștită tuturor. Putin este terorizat acum după ce Joe Biden l-a amenințat cu sancțiuni. Vom vedea ce va face. Bănuiesc că se retrage din povestea asta urâtă. Rămâneți cu Metropola TV, numai bine!